Da. Și aș vrea să vă întreb, dacă comparați Mutul la 18 ani cu Octavian Popescu, sunt asemănări între ei? În primul rând, ca talent. Așa. Foarte... E aproape de Mutul ca talent? Este. Este o mare... Puțin e diferit, dar este un mare talent, Tavi. Da? Acum, Mutul, toți ziceau, domne, tupeu un joc, așa e adevărat, dar eu mi-aduc aminte, așa. Am mai spus-o, când l-a cunoscut pe Hagi, da, la mine în birou, când l-a cunoscut pe Hagi, când a dat mâna cu Hagi, era chiar mut. Era chiar mut. Chiar mut. Deci, mut la propriu, nu, mut, nu putea să scoate un cuvânt, adică asta înseamnă... Adică tupeu cu cine asta, merge, dar... Asta înseamnă... L-a văzut pe Hagi, idol, respect, da. Nici nu mai putea să vorbească, nu putea să scoată un cuvânt, nu? După aceea, sigur că și-a dorit să fie, mă, oricine e normal că și-a dorit să fie și putea să aibă o carieră foarte frumoasă și să ajungă un jucător să spunem, să încerce să-l depășească pe Hagi. Popescu, după un antrenament, când a fost la echipa națională, a doua a zis, băi, ăsta e fotbalist. După, chiar dacă a fost o contră sau ceva de genul ăsta pe acolo și era la echipa națională, nou. Dar și apoi și la echipa era exista mai mult respect, mai mult. Acum, nu știu, la noi se vorbește atât de, domnule, ce conflict între generații. Ce conflict între generații? Care generații? Ce conflict? Care conflict? Ce conflict? Păi ce? Păi cine să fie liderul? Lider la ce? Păi câștigăm ceva? Câștigăm meciul? Ne calificăm? Liderii sunt aia care dovedesc în teren. Acolo te impui. Ce Hagi era vreun tip care certa pe cineva sau se lua de cineva? Nu. Valoarea lui. Spuneți-mi, Octavian Popescu, ce pretenții aveți dumneavoastră pentru perioada următoare, sezonul următor de la el? E clar, va juca în continuare pentru care și vârsta necesară. Ce așteptări aveți de la el? Eu nu am așteptat decât să fie sănătos. Așa. Că în rest, totul va veni normal. Odată cu vârsta la el. Ce înseamnă normal? Ce înseamnă normal? Adică la vârsta lui, la vârsta lor, jucătorii de vârsta asta au și fluctuații de formă. Da. Este posibil să aibă fluctuații de formă. Nu înseamnă că nu sunt roboți. Nu sunt nici cei care jucătorii consacrați. Normal. Nici Ronaldo, vezi meciuri în Italia în care nici n-a existat. Da. Deci nu pot, da, mai ales la vârsta lor, fluctuațiile de formă sunt mai mari. Și atunci nu-i trebuie decât încredere și să fie sănătos. Dar nu-mi fac probleme că el nu este cum se vorbește despre obraz. Știu eu, un teren, mai văzut și la televizor, mai comentează. Mai gesticule, sigur că asta depinde și de antrenor, să-i atragă atenția, mai e copil. Acum vă zic ceva, domnul Becali, mă raportez la meseria mea. Dacă la 18 ani mergeam la Ioan Ițoaia, nu ridicam capul din pământ. Acum nu la 33, adevărat, după... Mai răspuns și eu, domnul Ovidiu? Sau... Este adevărat. Este adevărat. Una era 18 ani, alta era... Da, dar ăla era Neovidiu. Păi și atunci el nu ridică capul la... N-a ridicat nici la Hagi, nici la Mutu, nici la... Nu știu. Sigur că eu nu cred că ridică el capul la Coman sau la Tănase la echipă. Nu, mai mult la adversar, culme mai mult. La adversar, deci dar sigur, permis, da, sunt lucruri care pot fi corectate. Adică îi se atrage atenția, îi se spune... Dumneavoastră i-a spus vreodată, băi băiatul, fii am spus, v-am auzit, am vorbit, l-am auzit toată pe Cristi Balas și... Nu, Hector, nu, poate a spus vreodată, dar nu e chestia care se întâmplă frecvent. Deci ați discutat cu el pe tema comportamentului. Că da, eu sunt convins că și de la club, și meme sau cine de la club sau antrenorul ea, dacă s-a întâmplat vreodată sau dacă au auzit, i-a tras atenția. Ei stau acolo, văd, dar nu am auzit vreodată la echipă să fie vreo problemă cu vreun coleg sau chiar îl apreciază și vorbesc frumos. Nu are el tupeu să... spune lui Tănase sau jucători mai în vârstă, cum sunt chiar și ăștia, Cristea sau jucătorii mai mari. Dar putea fi vândut acum? Există oferte? Există interes pentru el? Nu se știe în fotbal niciodată. Așa. În fotbal nu se știe niciodată ce se va întâmpla mâine. Nu se știe. În momentul de față există măcar o discuție, cum spuneți dumneavoastră? Întreabă cineva de el, vă sună cineva? Octavian Popescu este pe buzele multor conducători de cluburi. Din Europa. Mari, cluburi mari. Așa. Pentru că numai că poate să-l cheme și Vasilescu, nu Popescu. Da. Nu vorbim acolo de... Unul, apare mâine unul Vasilescu, care face 4-5 ani, are 18 ani, este vârsta care, în primul rând, vârsta și echipelor, Juventus, Inter. Deci,
Dacă v-a spus Manea că l-am întrebat pe el de la Juventus, pe noi nu l-am întrebat, pe el îl întreabă. Păi da, dar poate nu sunteți atât de conectat la Juventus cum e Florin Manea. Crezi? Eu cunosc pe directorul sportiv de la Juventus când de-abia s-a apucat de meserie. E, acum, da. Nu, să știți că Florin Manea vorbește întotdeauna da, foarte și frumos despre dumneavoastră. Dar și eu am o relație foarte bună. Nu, dar eu niciodată, nu m-ai auzit pe mine să spun că m-a întrebat cineva de Morulsan? Nu. Nu. Și v-a întrebat cineva? Cineva de Drăgușin? Nu. Pentru că n-am treabă eu cu el. Eu vorbesc de cei care întrebă. Dar v-ați gândit la Drăgușin vreodată să puneți la un moment dat? Da. Era cu Manea, era cu el. Foarte deci era deja. Relație. Da. Și eu nu pot să vorbesc cu Drăgușin. Cred că va avea, dacă Juventus a insistat să-i primizească, e Juventus. Nu e... Adică vreți să spuneți că e o confirmare a valorii. Sigur că da. 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 Uite, Marin. Răzvan Marin, nu e cu mine, dar eu îl cunosc de mic, îl cunosc pe taică. Cum aș putea e să vorbesc când te întreb? Nu? Cu Pietro Chiodi, Marin. Parcă e cu Pietro Chiodi, pe care nu a să lasă ochi impresar. Mă rog, e altă discuție. Da, asta e viața, ce se face. Interesantă și lumea asta a impresarilor. Când n-ai ce face, faci de lucru. Da, dar asta am făcut eu.